Iubire, iubire și iar iubire. Așa poate fi descrisă acțiunea desfășurată de către Tineretul Social-Democrat. Organizația județeană a Tineretului Social-Democrat sărbătorește Dragostea Românească pe 24 februarie în tot județul Mehedinți. TSD Mehedinți a pregătit surprize pentru cuplurile care s-au înscris la concursul online organizat de Ziua Iubirii. Premiile atractive au făcut cuplurile să se înscrie într-un număr mare, iar competiția a fost una strânsă. TSD iubește românește de dragobete. Multe surprize au fost pregătite pentru cuplurile care au dorit să participe la concursul organizat în mediul online în perioada 17-23 februarie 2023. Cuplurile interesate au trebuit doar să posteze o poză cu iubirea lor pe pagina evenimentului creat de organizația TSD Mehedinți, iar în funcție de numărul like-urilor au primit locul 1, 2 și 3. Mulțumim! Nu trebuie niciodată să uităm să iubim românește și niciodată. Cred că toții este datoria noastră a tuturor să ducem tradiția mai departe. Așa este, într-adevăr. Vă mulțumesc! De dragobete, iubiți românește pe toții! Mulțumim! Mulțumim frumos! Fericita câștigătoare a primului loc a fost extrem de încântată de faptul că dragostea a trecut dincolo de ecran și a făcut pe internauți să aprecieze postarea cu nici mai mult, nici mai puțin de 740 de like-uri, clasând-o astfel pe primul loc. De asemenea, și locul 2 și 3 au fost premiate. Cum v-a venit ideea să vă înscrieți la acest concurs? Am văzut acest concurs pe o rețea de socializare și mi-a plăcut foarte tare această inițiativă. Și am decis să mă înscriu la acest concurs pentru că și eu iubesc tradițiile și pentru că consider că acestea sunt foarte importante și că un popor nu se poate defini fără tradiții. Trebuie să iubim și să trăim, să simțim românește. Cum vi se pare cadoul oferit de cei de la TSD? Sunt niște cadouri foarte frumoase, aș vrea să le mulțumesc pe această cale. Sunt niște cadouri plăcute. Ne-am bucurat să le primim și aș vrea să mulțumesc și persoanelor care ne-au votat și ne-au oferit voturile lor în număr cât mai mare. Premiul a constat într-un aranjament floral, un tort, o poză în ramă, brățări de cuplu magnetice, baloane, dar și o ședință foto inedită. Conducerea organizației TSD Mehedinți prin președintele Alexandru Cojocaru și vicepreședintele Bianca Dima au dorit prin intermediul acestui concurs organizat de Dragobete să le reamintească cetățenilor de cele mai pure sentimente puse în valoare prin această sărbătoare românească, punând totdeauna în evidență faptul că Dragobetele face parte din tezaurul de tradiții și obiceiuri care nu-și pierd prospețimea odată cu trecerea timpului, pentru că acestea sunt preluate și transmise din generație în generație. În primul rând, aș vrea să mulțumesc tuturor cuplurilor care au participat la concursul nostru. Vreau să felicit câștigătorii și vreau să transmit un mesaj foarte important. Părerea mea este sinceră și cred că noi tinerii trebuie să promovăm în continuare tradițiile românești, așa că vreau să urez tuturor oamenilor iubiți românește de dragobete. Astăzi concursul nostru de dragobete iubește românește a ajuns la final. Echipa TSD Mehedinți le mulțumește tuturor participanților, îi felicităm de asemenea pe toți, în mod deosebit pe cele 3 cupluri care au câștigat. Le dorim să se iubească mult și multă sănătate. Veche de secole, sărbătoare dragă românilor, transmisă peste generații, dragobetele este simbolul speranței, al renașterii naturii și al iubirii. Astfel de acțiuni vor continua în cadrul organizației TSD Mehedinți și în perioada următoare.